România a trecut azi printr-un fenomen neobișnuit, inversiunea termică. Practic, la munte a fost mai cald decât la câmpie și locuitorii Bucureștiului au fost martorii unui spectacol rar. Nordul orașului s-a bucurat de zăpada din această iarnă, de prima, în timp ce în sud n-a căzut niciun fulg de nea. Până la Crăciun, vremea se tot încălzește. În weekend, temperaturile ajung din nou la 15 grade. În nordul capitalei a nins ca în povești. Fulgii mari au acoperit străzile și casele cu un strat subțire de zăpadă. În zona Piața Presei, Arcul de Triumf, 1 Mai și Domenii, abia se vedea la câțiva metri în față prin perdeaua de zăpadă. Pentru locuitorii din alte cartiere a fost o surpriză să descopere brusc că iarna s-a instalat la ei în oraș. A nins la noastră în cartier? Nu, asta a fost surpriza, că am ajuns în zona aceasta și era nisoare și am avut un zâmbet pe față. Dacă pietonii s-au bucurat, șoferii n-au fost la fel de încântați, pentru că pe jos s-a așternut un strat de polei. Este foarte frig. Da? Te-a surprins? Sincer, da, pentru că ieri părea mai cald. În ultimii ani ne-am obișnuit deja cu aceste schimbări climatice și nu e nimic surprinzător. Aerul a venit dinspre munte și a ajuns doar în cartierele din nord-vestul capitalei. În sud a fost frig și cenușiu, ca în ultimele zile. Meteorologii spun că ninsoarea a fost una atipică, din ceață și nori joși. Astăzi România a fost lovită și de un fenomen neobișnuit, inversiunea termică, adică odată cu altitudinea a crescut și temperatura. La munte și la deal cerul a fost senin, iar asta a făcut ca în zonele mai înalte temperaturile să crească rapid. Asta înseamnă că inclusiv în depresiuni temperaturile au fost mai ridicate decât în București. În timp ce în București temperaturile au scăzut sub limita înghețului, pe crestele munților a strălucit soarele. Acolo 1700, miercuri 21 decembrie 2022, în jurul prânzului, undeva la 4-5 grade, soare și frumos. Fenomenul inversiunii termice va putea fi observat și în zilele următoare. În zonele de deal, temperaturile vor trece de 10 grade Celsius. Vremea se va încălzi anormal de mult în țara noastră în zilele următoare, dar la câmpie, ceața și norii joși vor face ca valorile termice să crească ceva mai greu. Weekendul Crăciunului va fi mai cald cam cu 5-6 grade față de cel normal. Gerul continuă să facă victime. Un om al străzii de 54 de ani a fost găsit înghețat în piața centrală din Târgu Jiu. 8 români au murit de frig în această iarnă, unii chiar în propriile case.